Vineri la biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Megidia, personaje biblice au prins viață cu ajutorul unor elevi. Sub îndrumarea regizorului Aurica Enea, aceștia au pus în scenă piesa de teatru Noaptea de Crăciun. Programul a cuprins și un spectacol de colinde. La Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Megidia a fost o atmosferă de sărbătoare prilejuită de colindul strămoșesc al vestirii nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Tradiția cântului din moși strămoși alături de îngeri la praznicul luminat al nașterii a adus în fața Sfântului Altar generații de elevi, tineri, părinți și bunici care n-au uitat colindul cel vechi de sute de ani, păstrat ca un tezaur neprețuit al neamului nostru și transmis mai departe prin grija unor oameni de suflet. În această seară ne-am bucurat pentru realizarea copiilor și a tinerilor. Fiecare a pregătit câte ceva. Copiii ne-au adus bucurie cu o scenetă religioasă intitulată Noapte de Crăciun, în care au încercat să ne transmită fiorul nașterii Domnului și să ne prezinte prin interpretarea aceasta teatrală evenimentele care s-au derulat în acea perioadă și să încerce să ne facă contemporan cu Hristos. De aceea mă bucur că au avut, acum au terminat sceneta, în spatele nostru se aud tinerii care au pregătit un mic spectacol de colinde și mai departe din emoțiile, trăirile și realizările lor, am să las chiar copiii să vă spună câteva cuvinte. Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, aflându-se în trecere în Megidia, a dorit să ia parte la această activitate și a binecuvântat pe cei prezenți. Înalt preasfințitul a fost aici lângă noi, a avut drum încoace la Megidia și auzind de această acțiune a vrut să rămână alături de noi. A văzut copiii și a văzut o parte din colindele pregătite de către tineri și i-a binecuvântat pe aceștia și ne-am bucurat că ierarhul nostru, ierarhul Tomitan, a reușit să fie alături de acești copii și tineri care cu drag s-au deschis către biserică și au vrut în biserică să prezinte jertfa și dragostea lor pentru Hristos. Micuții actori au reușit să transmită mesajul emoționant al scenetei religioase, dovadă fiind și faptul că lăcașul de cult a fost neîncăpător. Am jucat o piesă de teatru. Cum se numește aceasta? Noapte de Crăciun. Cine a fost regizorul vostru? Regizorul nostru a fost doamna noastră de teatru, doamna Enea. Și ce rol ai jucat în această scenă? Eu am jucat rolul Luna. Cât de greu ți-a fost să interpretezi acest rol? Păi mi-a fost foarte greu să reușesc să-l interpretez, dar a fost mult antrenament. Ai mai jucat în piese de teatru? Da, foarte multe. De cât timp mergi tu la teatru? De 4 ani. Cine te-a îndrumat spre teatru? Păi, prima dată a vrut să mă scrie mama și după mi-a plăcut și mie. 11 ani. Și spune-ne, de ce ai venit astăzi la biserică? Deoarece am jucat o piesă de Crăciun specială, Noapte de Crăciun. Ce rol ai jucat în această piesă? Eu am jucat rolul Astrei. Spune-mi, cât de dificil a fost pentru tine să interpretezi acest rol? Păi a fost destul de dificil, deoarece a fost foarte mult de lucru. Cât timp te-ai pregătit pentru această piesă? Destul de mult. Ai mai jucat în alte piese de teatru? Da. Poți să menționezi o altă piesă de teatru în care tu ai jucat? Păi, Țara Lecțiilor Învățate sau Albă ca Zăpada. De cât timp mergi la cursurile de teatru? De aproape 2 ani. Și cine te-a îndrumat spre aceste cursuri? Păi, a fost surioara mea mai mică și păi mi-a plăcut, am văzut și o piesă și am vrut și eu. Se înțeleg că și surioara ta ia cursuri de teatru? Da. Mai e pe cineva în familie care ia cursuri de teatru? Mama și tata. Și cum de s-au ales și ei acestea? Păi le-a plăcut ce facem noi și ei sunt la grupa de celor mari. Ce rol ai jucat în această piesă? Am jucat rolul Steluță și Îngeraș. Să înțeleg că tu ești surioara mai mică a fetei cu care am vorbit mai devreme? Da. Să mă uit cum joacă sora mea.
o piesă de teatru. Cum ți s-a părut spectacolul de astăzi de la biserică? A fost foarte muncit, s-a muncit mult înainte, așa mi s-a părut. Și a fost foarte bun. De cele câteva colinde tradiționale preluate dintr-un repertoriu străvechi, cei prezenți și-au adus aminte cu drag, gândindu-se poate chiar la copilăria lor.